Ieri a avut loc o conferință de presă a foștilor angajați de la Agenția Națională pentru Siguranță Alimentară. Vreau să vă întreb dacă în general știți subiectul, pentru că, bun, e adevărat, aproape nicio instituție mass media n-a fost la acea conferință de presă, aproape nimeni n-a reflectat, sau foarte puțin au reflectat, dar purtătorul de cuvânt al guvernului a comentat. A zis că declarații politice și jocuri politice. Dacă știți ceva, dacă nu, mergem mai departe. Știți, pe și stupidă explicația guvernului. Prin faptul că sunt oameni care nu sunt șefi de partid, au ieșit oameni care au câte 10-15 ani lucrați în ANSA și fel de declarații politice. Ei și au spus demisia guvernului. Ei au spus că noi schimbăm vectorul de dezvoltare a țării. Care și declarații politice au făcut așa la ANSA? Așa la ANSA au ieșit câțiva oameni care au fost dați afară de șeful actual pe criterii știute doar de el. Și oamenii ăștia spun, băi, suntem nemulțumiți că avem o experiență. Noi n-am fost dați afară pe corupție, pe acte de nu știu ce. Noi am fost dați afară abuziv și vrem să fim restabiliți și vrem ca acest șef să țină cont de profesionalism, de exigență, de... Asta au spus-o și ei de la ANSA. În loc guvernul să facă o anchetă, să vadă, da, dacă e adevărat, da, dacă sunt mai mulți oameni, dar din cât știu eu, acolo sunt mai mulți oameni care au fost pur și simplu scoși din funcții și aduși alți oameni. Și am mai multe discuții cu mulți dintre dânșii. Eu cred că o să vedem. Săptămâna asta o să am discuții cu ei să văd într-adevăr care sunt subtilitățile. Dar îmi dau seama că e o ramură extrem de importantă pentru securitatea noastră națională, pentru că e vorba de securitate alimentară. Și acolo sunt o grămadă de probleme. Și probabil anumite lucruri vor să se ascundă. O parte nu vor să iasă la suprafață. Eu îndemn pe cei care... au și spune din domeniile importante ale statului să ia să vorbească, să nu steamă. Că oricum o să fie dați afară, oricum o să fie învinuiți de chestii politice. Eu n-am văzut acolo policieni în rândurile celor de la ANSA când noi ieșit în conferință. Dar întrebarea mea, dar de ce când este o problemă? Și e o problemă, nu? O ieșit niște oameni. Dar de ce presa nu investigează? Dar de ce presa nu invită?